Avem o acțiune de ecologizare în toată zona asta. O să vă împărțim la fiecare dintre dumneavoastră saci. Colegii mei de la Garda de Mediu o să fie cu dumneavoastră amplasați pe toată zona asta. O să vină un caterpilar ca să vă ajute să încărcați și le vom depozita în camionul. Ziua Gărzii Naționale de Mediu reprezintă un semnal binevenit și un îndemn de a acționa unitar pentru protejarea mediului înconjurător. Așa se face că trei primării au răspuns solicitării de a interveni pentru ecologizarea zonelor aflate de o parte și de alta a drumului județean 606A. Pe o rază de 5 km, voluntarii coordonați de către comisarii Gărzii de Mediu, având la dispoziție utilaje pentru salubrizare, au strâns mormane de deșeuri aruncate la întâmplare. Hai că băgăm direct în camion aici, da? Și caterpilarul. Într-adevăr, astăzi sărbătorim prin muncă, vom ecologiza împreună cu trei primării din județul Mehedinți, Hinova, Prunișor și Livezile, cu oamenii de la ajutorul social și împreună cu comisarii Gărzii de Mediu vom ecologiza drumul 606A pe o rază de vreo 5 km unde cetățeni din mai multe localități aruncă necontrolat gunoaiele. Astăzi vom întreprinde doar măsuri de ecologizare a zonei, iar de mâine încolo cei care vor fi identificați că aruncă gunoiul în aceste zone vor fi sancționați. La cât se ridică valoarea amenzilor? Conform legii 95 pe anul 2005, valoarea amenzilor este de 6.000 de ron. Primarii din Hinova, Prunișor și Livezile au răspuns solicitări adresate de către comisarii Gărzii de Mediu și au mobilizat beneficiarii de ajutoare sociale pentru a strânge deșeurile aruncate la întâmplare. Primăria Hinova contribuie astăzi cu 20 de oameni pentru acțiunea aceasta comună cu Garda Națională de Mediu. Cum a spus și domnul inspector, participăm la ecologizarea zonei pentru a face o primăvară frumoasă. Comisarii Gărzii de Mediu vor desfășura acțiuni nocturne de control pentru prinderea în flagrant și sancționarea celor care aruncă deșeurile pe domeniul public. Amenzile pentru astfel de fapte ajung până la 6.000 de roni.